Salutare! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a podcastului Indodi. Noi suntem, ca de obicei, Indodi și vă mulțumim că sunteți astăzi alături de noi, a doua zi de Crăciun. Dacă vreți să nu fim singuri pe internet, puteți dați jos un like ca să răspândească video în algoritm. De asemenea, dacă mai vreți să mai auziți de noi anul viitor, aveți jos un buton de subscribe, un clopoțel de notificare ca să mai primiți știri când mai punem vreun videoclip. Astăzi discutăm despre următoarele patru capitole din cartea lui David Friedman, Mașinăria Libertății. Capitolele numindu-se Contraatacul, ce ar fi dacă sau ce ar fi fost dacă este William Buckley o boală contagioasă și e viața mea, it's my life. Da. Contraatacul. Contraatacul, mie mi s-a părut la început că a fost un o referință la Empire Strikes Back. N-avea cum să fie. N-avea cum să fie, dar te-am gândit. Da. Însă seamănă, deci un fel de previziune ca întotdeauna lui David Friedman despre cum mediul privat, rebelii, încearcă să profite și să găsească slăbiciuni și ineficiențe în sistemul de monopol de stat și să profite de pe urma acestora și să furnizeze servicii de calitate consumatorilor. Bine, păi și de unde știi chestia asta? E o dată din dovezi empirice. Din viața proprie, asta e. Da, și din viața proprie, dar și din... Bine, proba lui Friedman e tot. Experiența lui Friedman și a celorlalți autori libertarieni și nu numai. Și din... Abia că a apărut acum socialismul lui Mises, și în limba română. Da, a apărut și socialismul lui Xi Jinping. Da. În care mi se dovedește chiar că calculul economic se poate face în economia planificată a socialiștilor. A, mi se spune un exemplu bun, pentru că el e de acord cu tribunalul de stat. Nu aplică... E, da, dar aici era întrebarea doar de ce e statul mai scump și mai ineficient. El are și niște ironii, David Friedman. El tot dă mai decât o copită. Uhum. Sunt două ironii. Una e... Deci argumentul principal e că pierzi timp. Pierzi timp. Asta are în vedere. Timpul. O ironie era că până îți dă statul verdictul, uiți de ce... Deci... De ce ne-am angajat? De ce ne-am supărat? Da. Noi, ca să fim înțeleși, discutăm despre tribunalele private și apariția unui sistem de tribunale private. Și da, ăsta e argumentul principal și el se, chiar dacă Friedman nu-l anticipează, de fapt îl descrie fidel la 1970, el se menține și astăzi. Că mi se pare că și spune la un moment dat că dacă totuși alegi, dacă nu te împacă un tribunal privat sau o agenție de un arbitru din ăsta libertarian, poți, bineînțeles, să alegi să te duci cu disputa la tribunalele de stat, caz în care el ironic spune că poate nepoții tăi au să se bucure de bani. Asta, banii asta e cea de-a doua ironie. Poate ei vor profita asta, urmașii. Deci da. Chestia asta, într-adevăr, se susține, nu? Cât durează un proces? Păi da, și în mainstream, deci ăștia din mainstream vorbesc de celeritatea proceselor, nu e o chestie. Stai că libertarienii au spus că durează procesele mult. Nu, dacă întrebăm un vecin, da. Ți se pare că durează? Nu. Da, și ai spețe din astea grele la noi, unde nu a început procesul de 30 de ani. Că nu s-au adunat, nu știu ce, bine, dar... De ce nu puteți să adunați alea? Păi sunt multe. Bine, și ce vă trebuie? Mai mulți bani, de obicei. Sau poate sunteți foarte incompetenți sau sunteți foarte, foarte ticăloși. Hai să vedem. Oricum, în capitolul ăsta, speța lui este contractele private dintre diverse părți, știi? Doar pe astea se... Da, și că mulți preferă... Chestiile penale, oricum, n-au cum să... Bine, zic că și la alea poți avea un fel de asigurare de...
Da, bine, el evită în mare pentru că nu vrea să aibă discuția despre legislație. Adică mi se pare că scopul lui e doar să-ți arate că, domne, justiția, cel puțin la nivelul rezolvării unui conflict între privați, e un serviciu, ca toate cealaltă, s-a mai spus pe aici, da? Vedeți sus, în stânga, un întreg episod în care am discutat pe tema asta, atât de la Rothbard, cât mai vedeți și unul și de la Hummer, acum. Și că asta e ideea lui. Justiția e un serviciu și ca orice serviciu poate fi contractat între doi privați să le rezolve între trei conflictul. Între trei, da, că sunt cele două părți care au conflictul și arbitru care le rezolvă problema. Corect. Chiar și între cinci ai putea. Adică ei doi, cele două agenții și terțul. Cel la care judecă agenții. Da, asta e deja un sistem mult mai complex decât da. Le prezintă. Nu, ideea lui e că poți... Care era problema astora private? Că nu ai enforcement, n-ai aplicare, n-ai executare, că tu nu ești, n-ai poliție, nu ești stat, n-ai monopolul folosirii violenței. Și el zice, păi chiar și așa ai, sunt anumite condiții alea, de exemplu, tu vrei să ai o relație pe termen lung. E un dezacord onest, să zicem. Pur și nu ne dăm seama cum să interpretăm chestia aia, dar nu e o chestie de anihilare între noi sau... Și aici merge arbitrajul. Asta e capitolul ăsta, e o pledoarie pentru arbitraj. Și așa e, ocolești statul. Lucru pe care îl repetăm, îl fac mulți. Se face, da. Astăzi, în zilele noastre, tocmai ca să nu piardă vremea și să nu piardă vremea. Și să nu piardă mulți bani. Deci dacă asta este și un calcul economic în spate, apropo de toată chestia asta. Deci dacă... Tu ai o dispută și prevezi că de pe urma disputei, de pe urma arbitrajului, de pe urma settlementului ai o sumă X și prevezi că dacă te duci la tribunal ai pierde sau ai aloca o sumă X mai mică decât ai putea să pierzi pe urma arbitrajului, atunci o să te duci la tribunal. Dacă prevezi chestia asta, adică e și un calcul economic în spate, însă de obicei... Costurile de a merge în tribunal sunt atât de mari, pentru că se referă și la afacerea pierdută și la, adică acolo se acumulează și faptul că eu nu mai pot să mai fac afaceri Costel până când nu ne rezolvăm problema, știi? Peste 10 ani. Eu zic, chiar contează mai mult rapiditatea deciziei decât decizia efectivă. Da, dar rapiditatea deciziei este tocmai, poate fi transformată în calcul economic, tocmai prin faptul că nerapiditatea ei ne paralizează capacitatea de a pierzi bani. Face bani. Da. Nu mai faci contracte, nu mai faci. Și avem exemple la noi acum cu justiția care merge prost și sunt firmele care blochează tot felul de lucruri pe care și le doresc oamenii. Exemplu de obicei este autostrăzi, drumuri, vrem să facem cutare. Noi, instituția de stat, ne-am apucat. Dar nu știu ce firma a atacat licitația și cât durează până să lămurește. Mult. Și asta e de obicei. Și lumea ce face? Ăștia, primarul sau cine e responsabil, ministru, zice, păi nu, noi am început, dar ăștia se devină, că au dat în judecată. Păi de ce merge greu? De ce durează atâta? De ce un teren? Ce poate fi un teren? Ce? Nu, probleme de cum s-a dat vorba de cum s-a acordat contractul, știi? Adică sau cum a fost făcut caietul de sarcini sau figur. Da, ai procedura de licitație. Și care ar fi diferența de Friedman? Că și asfalt a încist un fel de stat. Dacă ar fi niște privați și ar fi sensibili la timp. Evident. În timp ce dacă e un asfalt anciu, e un antreprenor politic. Timp? Ei, aștept. Cred în așteptare. Da. În timp ce mă gândesc că un privat, nu știu, un McDonald's, nu aștept. Nu. Mulți acceptă pierderile. De exemplu, cu American Express, când pur și simplu a înghițit pierderea decât să stea să piardă și timp și prestigiu, reputație. Vezi, mai bine au încasez pierderea și am încheiat toată povestea. Când aveam o dispută cu un client al unui concard. Da, ziceam că să nu mai vorbim că e posibil pe sistemul ăsta de antreprenoriat politic dacă se schimbă regimul. Aia să fie atât de, cum să spunem, nu
totuși încăpățânați, astfel încât să te bagi în faliment. Deci eu un caz, o companie pe București care se formase cu vechiul regim, a venit nou regim, chestia asta se întâmpla în 2008, a venit nou regim pedist la putere și au băgat compania în faliment. Au refuzat primăria Bucureștiului să mai plătească lucrări de infrastructură făcute, ok. Era tot o companie de stat, știi? Adică nu, mă rog, de stat. Lucrase doar cu statul până atunci. Nu e. Deci de stat. Nu e mare, n-a fost mare pierdere, dar... Nu era o companie de ideea viață. Ideea e că dacă statul nu vrea să îți plătească, poate, te poate tărăgăna la infinit. Deci există pierde și în această... Poți să decide și mai repede, că nu-ți dă bani. Nu e... Uite că am avut discuția ta despre... E importantă și pentru percepțiile actuale. Uite că în lumea, inclusiv dreapta contemporană, are o problemă cu corporațiile. Chestia aia, putere economică versus putere politică. Care sunt cei mai tari? Răspunsul libertarian e cei mai tari, cei mai nocivi sunt ăștia politici. Sunt, pentru că ei au capacitate de coerciție, de Coca-Cola, nu poate să vă... mă oblige să muncesc pentru ei, statul da, cum poate vă oblige. Inclusiv sistemul de taxare. Te mă gândeam la exemplu ăla lui Popper cu Cezar, deși el își pune problema asta, tot așa, domnule, care e mai tare? Și Cezar, într-adevăr, ia niște bani de la niște oameni de afaceri și nu le mai dă acei bani, nu? Oamenilor de afaceri. Concluzia lui e că e mai tare puterea politică. Da. Iar începuturile mafiei. Bun, și hai să rezolvăm și contra, mă rog, contra, ce spune Gică contra de fiecare dată când aude ideea asta de tribunale private? Păi și ce o să faci? O să înființezi poliție privată ca să-i oblige pe aia cu armele? Ca să... A, nu, așa face statul astăzi. Dar ce o să faci ca să... dacă nu vrea lumea să respecte deciziile acestor arbitri. Deci sunt două obiecții mari și late pe care le auzi tot timpul de la oricine, cu oricine încerc să deschizi subiectul de tribunale private. Prima este, păi cum o să se respecte deciziile? Și a doua este, păi da, nu o să fie ăia corupți, nu o să fure ei banii? Și Friedman răspunde la amândouă. Ce, asta cu reputația sau ce? Ei nu se gândesc, deci omul care zice asta, păi stai că ăla o să aibă toate armele. Păi și statul acum are toate armele. Păi ăla o să fie corupt. Statul e corupt. Deci nu face chestia asta, știi, de analiză comparativă. Pentru că poziția libertariană nu e că vei avea perfecțiune, că na, natura umană fiind cum este, nu o să ai. Dar o să fie mai bine. O să fie mai bine. O să ai un echilibru între agențiile de protecție, pe care acum nu-l ai. Deci, prin definiție, dacă statul e un monopol pe un teritoriu, n-ai niciun echilibru. Dacă e un proces cu statul, ca să mai zic, încalc și principiul, uite, argument adus frecvent de Hoppe, ce faci dacă te judeci cu statul? Deci statul e și arbitru și jucător. Cui își va da dreptate? Care va fi tendința? Păi să zicem, într-un moment de tristețe, poate să-ți dea ție dreptate. Să zicem. Dar tendința generală va fi nu, să-și dea lui dreptate. După aia ajungi, dacă ai noroc, la... ce, afară. La CEDO, care e tot stat. Care e tot un stat, e un suprastat. Da. Nu, plus că acolo se ocupă numai de drepturile omului. Deci dacă tu ai o speță particulară care, în care nu ți-au fost încălcate drepturile, dar ți-a fost încălcat un contract... Nu, că tu te duci, că se presupune așa, că dacă ție ți încalcă un contract și statul decide strâmb, ți-a fost încălcat dreptul la justiție. Adică transformi speța respectivă în ceva mai... Găsesc ei să-și facă... Da, 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 ok. Găsești un drept al omului care să-ți fi fost încălcat. Ideea e că ai două recurs de asta internațional, argumentul libertarian, uite, Friedman și mai încolo când vorbește, deci astea vor fi mii agențiile de protecție. Hai să zicem că astea care judecă unde ai chestiuni mai complicate vor fi câteva, dar oricum o să ai mai multe. Nu ne ducem 500 de milioane de oameni, ne ducem la CEDO. La o curte. Nu, o să ai în sectorul 3 peste geamul ăsta care face arbitraj. Adică mai astăzi aproape. Birourile de mediatori există și acum. Ok, sunt ca și școala, sunt ținute de o curiculă de stat, adică el e privat, dar... Da, dar cred că tot e o diferență. Cred că se vede, nu? Probabil că contează priceperea respectivului
dacă e un nu, dacă ai competiție, tip dibace. Dacă ai competiție, știi, uite, în cazul astea de malpraxis. Întrebarea e de ce a cedat statul până la urmă. Aici cedează și cedează ceva fundamental, de ce a făcut prostia. Nu, eu cred că nu putea să, nu mai, da, să era, facă el. E cum era comunismul, era atât de varză sistemul, că nici nomenclatura nu mai. Păi da, da, ai bani, ai, nu știu, nu mai vreau, lasă-mă să duc ca dracu să nu mai. Nu, plus că trebuie să mai și mimeze un pic de libertate. Stai, uitați, la noi funcționează împărțirea responsabilităților, societate, există concurență. Mal, dacă penalizăm, da, o firmă, trebuie să arătăm că e concurență. Păi și câte firme aveți? 5? Putea să te vrăjească în continuare. Ideea e de ce a ales, de ce a cedat, știi? Că te putea vrăji. Nu, domne, dreptul la justiție, domnia legii spune și nu știu, egalitatea de șanse, că fiecare om să aibă, nu știu. Te vrăjești așa cum te vrăjești la sănătate și la educație. Întrebarea e de ce a cedat. Și ăsta poate fi un răspuns. N-am mai avut. Nu mai știu ce să facă. Deci dacă avea malderul de dosare, veniți mediatorilor. Rezolvați. Da, hai să ne întoarcem la Georgica și la întrebarea lui. Dom'le, dar cum faci ca privații să se supună deciziei acestui arbitru privat? Unul dintre mecanisme pe care le zice Friedman, e o idee, dar este că doi participanți la un contract pot să pună o garanție la un terț. Terțul e responsabil să judece cine a încălcat, să aloce fonduri în stânga sau în dreapta. Pleacă la cu bani. Asta este al doilea argument. Cum aduci? Fii atent, aici e reputația terțului. Păi, dar nu o să plece ăla cu bani? Adică ce îl oprește pe ăla să plece cu banii dacă ei nu sunt... Și Friedman zice... E adevărat, s-ar putea să plece cu banii odată. Da, nici ei nu se duc. Dacă au o chestie, nu știu, de milioane de dolari, nu te duci la unul pe stradă și ia și... Al doilea argument. Ia și judecă-ne și ăla, ok, hai că sunt în Italia mâine. Da. Nu ăla problema, ai judecat 5.000 de cazuri de astea și... Ca și la Uber, ok, prima țapă e posibil să o iei, da. Prin sistemul ăla de... Asta era, deci tu când învățai la școală teoria jocurilor, domnule, nu mai mă întâlnesc cu taximetristul. Nu... Argumentul pentru stat. Statul nu știu ce, îți înforțează el. Păi uite că ai un app care votezi acolo și așa selectezi șoferul, știi? Sunt convins că așa cu dacă te duci la școală înveți teoria jocurilor, că nu te întâlnești cu șoferul și că te țepuiești. Că e nevoie de stat. Deci chestia aia, pasul e că ai nevoie de cooperare, ok, dilema prizonului nu știu, și după aia ai nevoie de stat. Exact. Păi și cooperarea nu poți să am și fără... Exact, deci sisteme de reputație ai astăzi disparate în tot felul de platforme care există deja. Deci dacă te duci cazări, ai reputația clientului și reputația gazdei. Poți să filtrezi după reputație, poți să vezi ce a mai zis lumea pe acolo, poți să te uiți doar la steluțe, la sistemele astea alte de taximetrie, neotaximetrie. Tot așa, ai reputația, ai... În sistemul bancar ai scorul de credit. În toate situațiile astea... La noi nu-l prea ai, dar... La noi nu-l prea ai. Există și la noi o chestie. Dar se numește nu, se numește biroul, registru de credite sau ceva de genul ăsta, care acolo te trece... Aia e lista neagră. Te trece cu CNP-ul dacă n-ai... Da, că ăsta era al doilea argument. Dacă ai trișat un contract. Asta era al doilea argument al lui Friedman, că o să ai un sistem de reputație în domeniul în care te interesează și ori tu direct, ori prin agenția ta o să te interesezi. Mă, cu ăsta n-am mai făcut afaceri. E un tip ok sau nu e ok? Și cine ar ține sistemul ăsta de reputație? Păi ori agenția ta, ori o cooperare între agenții, ori o firmă privată, ori nu știi... De la caz la caz, în funcție de nevoile pieței, ce soluții poate să apară. Dar astăzi, oamenii sunt învățați că sunt apărați de stat,
Asta e pretenția pe care astăzi să fim înțeleși. Are reputație. Astăzi să fim înțeleși, sistemul de reputație este dacă are licență. Da. Mai ales dacă ești în UK, asta o să știți, domne, e un șef bun, e licențiat. Da. Adică știe să gătească, l-a testat guvernul. E taximetrist bun, e licențiat, l-au testat cât știe din Londra, pe unde se miște, ce... Aoleu, da, că trebuie să știe harta pe afară. Dar chiar dacă ar fi statul la terțul ăla și ai dat banii, îi ferei, nu? Sau... Dacă ar fi start... Din exemplul lui Friedman, în care noi dăm unei agenții, unui terț, îi dăm bani, are arbitrul, de fapt. Păi statului dai bani în mod continuu. În mod continuu. În formă continuată. Și rămâi fără ei. Și rămâi fără ei. Nu, dar... Nu, dar acționa ca un rabin. Deci la arbitrorul ăla, uh-huh, Agriște Alexandru, uh-huh, îți da diferența de bani, să zicem. Cum face statul dreptate? Egalitate de șanse. Nu-i mai vezi nici tu? Da. Încep să înțelegi de ce sunt comuniștii îndrăgostiți de stat. Da. Te aștepți și ca statul, că nu, statul nu poate să fugă. Statul vrea să rămână acolo. Și te aștepți să te aburească cu niște super reglementări, micuțenii, eventual îți trimite niște controle pe cap să renunți la chestia aia, chestii de stat pe care le face statul de obicei. Nu are bani. Când a, da. Păi nu ne-am înțeles că nu. Te-am ales arbitru, rabinul nostru, mm-hmm. Păi nu am bani. Ah, okay. De unde să-ți dau dacă n-am? Trebuie să mai dați, trebuie să mai plătiți niște taxe. Dacă îmi dai bani, îți dau înapoi. Ăsta e mecanismul meu de... Marea lui problemă era asta, aplicării legea, implementării, că noi neavând poliție, suntem doar arbitri, suntem doar niște înțelepți, lumea de-aia vine la noi, pentru că suntem... Plus că vorbește de un sistem care există acum în sistemul de stat sau paralel cu sistemul de stat, nu vorbește despre un sistem care ar exista într-o lume anarhocapitalistă. Nu, dar și acolo poți să ai... Știu, dar el vorbește acum din cauza asta, da. Nu poți să enforcezi, da, pentru că... Monopolul enforcării este... Contrata. Deci putea să-i spună întoarcerea cavalorilor Jedi mai degrabă. Mm-hmm. Bine, și înainte să trecem la următorul capitol, aș mai vrea să mai pun un punct aici. Discutăm despre... Și tu ai mai vrea să mai pui un punct după. Ok. Discutăm despre conceptul de reputație, da? Și încercăm noi să scoatem, păi s-ar putea să dea voturi, să facă, să dreagă, nu știu ce, pe internet... Și o să mai zică lumea, păi da, stai că se cumpăr review-uri, recenzii false și că de parcă nu poți să ai cu, numai cu cumpărături verificate, cum sunt deja pe anumite site-uri. Dar înainte să-și bage guvernul treaba, coada, așa, într-o piață liberă, în care nu ai nicio barieră la acumularea de capital, este foarte ușor să-ți dai seama cine are reputația cea mai bună. Uh-huh. Este ăla care are portofelul cel mai gros. De ce? Pentru că într-o piață liberă, el își îngroașă portofelul servind pe cea mai multă lume. Da. Fără abuzuri. Fără abuzuri, fără nimic. Că dacă face abuzuri și așa, cât să întrerupe... Sistemul începe lumea să-i facă antireclamă, pierde. Da? Și după aia lumea o să zică, păi da, dacă am moștenit banii de la TASU, păi vezi și tu, dacă ăla face afaceri sau joacă la păcănele. Adică sau TASU a făcut afaceri. Dar ideea era că în piața liberă era foarte ușor să-ți dai seama cine e... Ăla care are cea mai bună reputație. Ăla care are cei mai mulți clienți. Astăzi când te duci pe stradă și vezi două restaurante, vrei să te duci să mănânci, da? Vezi două restaurante. Unul e gol, pustiu, da? Altul are coadă în jur, în jurul, da? Se duce și după colț. Da? Care crezi că o să aibă mâncarea mai bună? Mai ieftină. La gol are vegană sau ce? Nu știu dacă e mai ieftină, dar zic mai bună. Da. Poate ăla gol are foarte ieftină, dar e pâinea veche de 3 luni și... Sau e foarte bună, dar e foarte scumpă. Da. Da, poate s-a pus prost într-un cartier mediu și el are niște super prețuri. Sau ca să... Și faci de râs.
să legăm exemplu și de întrebarea inițială, care dintre restaurante are o reputație mai bună? Da. Da. Nu, cred că lumea are în minte și asta cu îmbogățiții după Revoluție. Mm-hmm. E și accidentul ăsta istoric, știi, al căderii comunismului. Dom'le, de ce are la bani? Păi am luat și am luat un combinat. Mm-hmm. Păi în mare... De asta e greu să... În mare parte, e adevărat. Mulți dintre îmbogățiții de după Revoluție nu sunt, sunt tot pe barba statului. Mm-hmm. Capitalizează carton. Da. Nu spun că toată lumea. Cunosc și oameni care nu au făcut în viața lor o afacere cu statul și s-au îmbogățit după Revoluție. Da. Poți să faci, poți să faci. Nu, dar imaginația populară apare chestia asta. Nu înțelege că și asta s-a cultivat și, uite, la Dallas. Dacă te uiți la AJR, tu n-ai impresia că ăla era, nu știu, m-ar spune miză, satisface cel mai bine, cel mai eficient preferințele unor consumatori. Nu, făcea numai nenorociri, numai... Deci era imaginat. Și încă există. Și cred că și azi, uite, și la cafelea mea auzeam asta. Domnul ăla care are bani, sigur e ceva dubios acolo. Deci nu, nu și închipe că poate face niște gogoși bune, știi, sau... Sau oamenii se așteaptă ca el să facă lucruri extraordinare în viitor. Deci asta e o chestie doar de încredere. Ai un multiplicator din asta de câte ori... Ce valoare are firma astăzi? Păi X. Păi da, dar și acțiunile se vând la de 7 ori, de 20 de ori. Da, că așteaptă. Pentru că așteptarea e că o să tot crească, o să facă, nu știu, avioane cu motor, rachete. Da. Pe și la titlul de asta cum e? La titlurile de stat, ești pe, prețul, ești pe promisiunea statului. Nu, dar zic, n-ai, acolo n-ai. N-ai. Sunt mici, nu randamente și astea. Randamente sunt mici pentru că... Deci n-ai de alea astronomice. Nu, nu, nu. Nu, că le-ți spune statul cât îți dă. Nu, dar sunt sigur. Sunt sigur. Sunt sigur. Sigur statul va avea... Sigur statul va fura banii de la alții în viitor să-ți dea. Să-ți dea ție, da. Sau să-i printeze și fură de la toți. Da. Ok, deci... Tot și de la tine, da, tot aia, da. Supărarea de obicei, că asta voiam să mai zic, este că, păi da, dar n-ai coordonare. Nu, e eterna problemă. Bine, dar exact ne-am învârtit, dar cum coordonezi mai multe firme astăzi? Trebuie cineva totuși să fie deasupra tuturor. Și ai pe de-o parte exemplu țărilor între ele la nivel global și te uiți ce se întâmplă când nu se înțeleg niște țări. E, și aici vine ce sunt în stare să facă statele. Ce vreau să zic? O să ai conflicte. Nu totdeauna se rezolvă. Nu poate să-ți garanteze nimeni niciodată cu adevărat pacea. Da? Și ce se întâmplă? Păi statele nu se înțeleg uneori. Dar tu, ca cetățean, te-ai fi înțeles oare cu oamenii ăia? E probabil că da. E mai probabil, vreau să zic, pentru că conflictele ar fi mult mai mici. E argumentul vechi, că o să ai conflicte întotdeauna, dar o să fie mult mai mici decât dacă ai statul care a adunat multe resurse și după aia să pune și să ceartă cu alt stat. Deci niște corporații în bătă. Păi da, la corporație pleci. De la corporație pleci, păcând aici statul deja ți-a luat banii, a adunat armele, trimite niște oameni care, mă rog, mai și cred poate în povestea respectivă și are deja toate armele mari. Păcând corporațiile poate să aibă armele mari, dar oamenii o să plece. Eu zic că și statele acum, chiar dacă mai sunt conflicte, de obicei încearcă să le evite. Și le pierd. Mm-hmm. Că și le pierd. Așa pare că ar... Ideea că depinde cine... Puterea consumatorului nu e atât de mare, știi, ca pe piață. Adică se mai întinde, știi, te mai prăstește, te mai apurește. Dar și le țin cont. Cred că asta vrea să zic. Următorul capitol este despre ce ar fi fost dacă toată întreprinderea de pus oamenii pe lună, toate, cum se numește, proiectul, programul, mulțumesc, program. Tot programul spațial n-ar fi fost grăbit și finanțat în taxe și ar fi avut răbdare să poată să îl finanțeze din reclame, din cerut. În mod privat. Da. Probabil că David Freeman
Nu-i plăcea faptul că exact această concurență cu programul sovietic de aducerea omului în spațiu și prefera ca inițiativa privată să facă acest pas, știi, spre spațiul cosmic prin turism, prin spectacole de televiziune, prin diverse alte metode. Găseau antreprenorii o soluție să-și financeze aceste vise și să nu fie apelat statul la taxare pentru a trimite oamenii acolo. Ideea este că și în timpul lui acest lucru era privit ca fiind de domeniul fantastic, deci doar prin revistele și nuvelele științifico fantastice găseai antreprenori care să își trimită, să zicem, clienții în spațiu. El oricum a zis o chestie științifică fantastică, că așa îi plac lui toate lucrurile astea, în care a zis de ce nu am așteptat să putem să punem chiar o reclamă pe lună. Da. Se vede de pe pământ sau cum? Dar la... Păi dacă o pui mare de tot. Coca-Cola, dacă o faci vede mare. Dar chiar se gândea la asta sau? Așa zic. Nu la asta, în spot special. Cred că o filmai sau ceva. Nu, dar spunea că poți să vii, în loc să pui placa aia pe care am pus-o noi cu omenirea, suntem noi care am venit aici. Aha, în, da, știi, da, aia pe lângă care trec navele în Independence Day, în primul Independence Day. În loc să o pună pe aia, puteau spune altceva, o reclamă. Cumpărați Coca-Cola sau... Mm-hmm. Nu știu. Dar la sfârșit... Probabil, chiar cred că la a treia ediție. La a treia ediție spune că... Dom'le, atunci chiar nimeni nu se putea gândi că totuși în viitor, și uite că în 2020, firme private au programe spațiale. Da, asta e apropo de cât de profetic poate să fie el în cartea asta. Păi a profețit Uber, a profețit pe Elon Musk, dar ce n-a profețit? Deci astăzi avem și chiar la ediția a treia, de-abia se discuta. Când a ieșit ediția a treia și a anunțat el că uite domne, că vezi că astăzi se discută ca tot space programul să fie făcut cu parteneri privați, adică să fie în parteneriat, deci NASA să nu mai facă rachete, pentru că na, că orice sistem de stat le face prost, și să le ia de la privat. Și se discuta chestia asta. Ori astăzi știm că nu a trecut de nivelul de discuție și s-a și întâmplat. Așa funcționează lucrurile astăzi. Bine, ca să împing un pic înapoi la ideea lui Friedman aici, el spune că ar fi fost posibil ca dacă programul spațial să fi fost făcut în regim privat, total privat, exista șansa ca să nu ajungă americanii primii pe lună. Pentru că, na, programul spațial sovietic, încă bine, știi, argumentul ca la apărare. Noi spunem primii, dar ei au ajuns sovietici pe lună? N-au ajuns nici până astăzi. Păi în spațiu au ajuns ei primii. Da. Da, nu, dar eu zic pe lună. Că bine, ideea e că odată ce au ajuns americanii, ei nu s-au... Au spus, ok, nu mai are rost. Bine, mai sunt și oamenii aia care n-au încredere chiar deloc în stat și care nu cred că au ajuns pe lună, dar ok, trebuie să le explice cineva despre cum funcționează fizica și de ce e imposibil să faci o cameră fidată de dimensiunile unui soundstage hollywoodian. Știți că era clipul ăla cu rusul când ne ajungea la pe lună și ieșea un rus de pe ușă? L-ați văzut, nu? Nu. Când ajunge americanul, nu? Așa. Pune și iese un rus cu un popcorn, era deja. No, e un serial acum pe Netflix cu rușii trimit pe primul oameni pe lună, după aia peste un an, doi trimit prima femeie pe lună. Așa. Și americanii sunt tot timpul cu un pas în urmă. Trimit și un om pe lună, trimit o femeie pe lună, dar în urma sovieticilor, știi? Uh-huh. Uite, David Friedman tot timpul se gândește, dar cum ar finanța, dar cum ar face un antreprenor privat să fie profitabil și să reușească să
trimită un om pe lună sau în spațiu într-un mod voluntar prin finanțându-și singur proiectul. Și încerc să calculeze cam cât ar costa. Merge pe ideea de show televizat. Și își pune problema dacă ar exista și dacă ar fi legal pe ITV, probabil că pe vremea aceea nu era. Nu era, pe asta spune. Și deci cum vin, cad toate profeții, cum cad la locul lor, adică cad în realitate toate profețiile lui. Deci, eu... deci HBO... pe ce acum poți să vinzi? Pe vremea lui... pe cine vinde? Nu, pe ITV înseamnă să plătești pentru a... să nu fie reclame la televizor, să fie doar oameni care să plătească pur și simplu ca să văd cum e HBO acum. Dai $6 sau cât o fi, $7 pe lună. Ce, pentru lună sau ce? Da, am dat bani pentru a... Da, de el zice că s-ar uita 20 de ore. Crezi că s-ar uita un om 20 de ore? A 25 s-a uitat de atunci. S-a uitat atunci. De aia zice că s-a uitat 20 de ore. Ah. Da, asta n-a scos-o din burtă. Da. A calculat cât a fost 400 de milioane în jurul pământului. S-a uitat la aselenizare cu totul. Nu mai vorbim de toate pre-show, show-urile pregătitoare, tot... Adică dacă venea unul gen Dan Diaconescu acolo, păi făcea cu un an înainte și cu 5 ani după, făcea așa cu, din chestia asta. Da, chiar. Păi nu, că și ei s-au mai dus după aia 5 ani după, pe lună, deci ar fi avut Dan Diaconescu de unde să scoată material. S-au mai dus? Da. După aia figurine, după aia, zice și el, vindeau roci de pe lună, adică... Un teren. Vindeau teren, nu, dar și rocile pe care le-au adus, le-au adus de pe lună, da. Le-au adus, le-au... Puteai să le cercetezi și după aia le scuteau la lună. Și după aia puteai să le vinzi la colecționari. Bine, ar face niște calcule și n-ar fi, nu ies, nu ies să lasă o coteală. Adică beneficiile erau de vreo 5 miliarde și costurile de vreo 20. Păi da. Le-aș zice, dacă mai stăm puțin... Și el cred că s-a înculcat la... Bine, nu s-a înculcat. Nu, el nu e un mare businessman. Dacă venea unul care chiar vrea să scoate banii, treaba asta scotea. Da. Bine, și aici el plus că asta n-are prețuri, intrăm și în alea. Dă argumentul pentru care pe care s-a sprijinit un pic în capitolul precedent, dar aici îl dă cu tot. De ce statul... De unde știm că statul face totul de două ori mai scump? Încet și prost. Mi-am spus, păi, statul face de două, cel puțin de două ori mai scump orice. Și dacă vrei să vezi asta, ei creșterea economică a Uniunii Sovietice, economie centralizată, planificată de stat, și creșterea economică a Americii sau Japoniei, economie de piață. În perioada respectivă. Și input, output. Cumva cu același input în economie, sovieticii reușesc să crească la o rată, japonezi de două ori mai repede. Deci, there we go. Bine, asta e ilustrarea mai degrabă. Argument serios. Dar aici e și empirismul lui Taika, să o știi să... Păi, adică nu ajunge un exemplu, să zici. Uite, nu ajunge un exemplu, dar sunt nenumărate exemple. Da? Și dacă vrei să întoarcem și la calculul economic misesian, el nu există la stat. Da. Deci, da, nu știe cât e. Poate să fie faptul că spui că statul e de două ori mai scump, înseamnă că ești îngăduitor și înseamnă că cineva la stat chiar s-a preocupat să nu fie foarte scump. Adică alea nu costau 20 de miliarde. Cred că și prin licitație, dacă le făceai, nu. Navele alea și nu știu, nu. Nu ajungeau atât. A fost preț arbitrar fix. Deci costă ca așa... Păi uite, se cât costă putar elicopter? Se întâmplă astăzi, da? Deci Elon Musk cu SpaceX-ul lui, da? A făcut o rachetă care se duce în spațiu și se întoarce înapoi și costă de 10 ori mai puțin decât ultimul stadiu de dezvoltare a rachetelor făcute de NASA, care se duceau în spațiu și acolo rămâneau. Adică nu se punea problema să se întoarcă. Și discutăm de 10 ori și apropo, de cu cât folosești mai mult racheta, da, cu atât devine mai ieftină. Deci conceptul de refolosire, care nu... Deci cum rămâne în spațiu? Adică rămâne în spațiu? La revedere. Garbage.
E o mare, în jurul planetei Pământ, există la o anumită înălțime, la într-o anumită orbită, e o pătură de gunoi mai mare decât aia din Oceanul Pacific. De gunoi spațial, chestii care zboară pe acolo, sateliți scoși din uz, din astea. Știa că scade, o să scadă alea. Da, din atmosferă. din când în când mai cad, ard în atmosferă sau dacă nu, nimeresc pe undeva. Da, a fost recent. Austin, în Texas, a fost niște gunoi chinezesc, da, care a căzut. Da. Niște bucățele de rachete chineze. Da. Care au căzut, erau să cadă în New York. Că, și alea, dar ele se învârt în jurul Pământului, da? Și nu știu unde cad cu exactitate. Adică ele intră pe la un moment dat și te trezești că descripă pe hartă o chestie așa mare. Ce, da, uite aici o să cadă. Știi? Și aici e America și Europa. Da, ok. Statul atunci american s-a încăpățânat să facă chestia asta, ai putea să există un argument din ăsta în care dacă nu ne încăpățânam pe vremuri să facem lucruri mărețe, acum am fi avut numai fâsâieli, pentru că totul este eficientizat foarte mult de piață și, mă rog, s-a încăpățânat și a consumat bani în neștire atunci, e o întâmplare că a fost doar 20 de miliarde. Așa cum s-a încăpățânat multe state să cheltuiască în pandemie. Tot așa. A, avem o chestie extraordinară, o one-off, păi aruncăm cu bani în disperare. Asta ne aduce la următorul. Bani pe care nici nu mai avem. Vreau să mai zic la... Uite, nu sunt sigur că mai folosesc argumentul ăsta. De unde știi că nu am fi mers în Evul Mediu? Dacă aveam proprietate privată și capitalism de la Platon, poate am fi mers în Evul Mediu. Pe lună? Da, poate am fi mers în Evul Mediu. Scenariu contrafactual. Altă chestie, hai să zicem, adică că oamenii... Adică toată cunoașterea și toată evoluția ar fi mers mai repede. Mers un argument abstract. Proprietatea privată stimulează creativitatea și nu știu. Creativitatea se manifestă și la nave, să zicem, sau la idei de a merge pe lună. La resurse. Altă chestie, hai să zicem că oamenii nu vor să meargă pe lună, sau majoritatea. E... bine să, eu zic că nici etic, nici economic, nu e bine să mergi dacă ei nu vor asta. Să le fur banii să mergi pe lună. Poate au alte preferințe mai intense, pe pământ. Deci, nu e nici drept și nici economic. Economia e despre satisfacerea unor preferințe. La preferințe subiective. Dacă ei nu vor Dostoevski, nu e bine să-i forțezi, să-i taxezi, să-i oblig să citească Dostoevski. Chiar dacă ți se pare că există, și mie mi se pare că... Dar na... Drept e să... Bine, aici sunt două lucruri care nu știu cum le-ar rezolva în mod satisfăcător premiza, presupun că prin educație, dar e greu de văzut acea lume. Era esențial ca americanii să ajungă pe lună înaintea rușilor și de asemenea în același fel în care este esențial ca americanii sau o putere cu deschidere către dialog, democrație, drepturile omului, whatever, eventual și un sistem anarcho-capitalist poate să fie această putere, nu trebuie neapărat să fie de stat, dar este esențial ca această putere să controleze vârful dealului. Astăzi vârful dealului este spațiu. Spațiu, cum să spun, din jurul planetei Pământ, dar spațiu în sine. Ultima frontieră. Așa cum în trecut era esențial să-ți faci castelul în vârful dealului, pentru că e o poziție care poate fi apărată mai ușor și controlată, tot la fel, astăzi vârful dealului este în spațiu din jurul Pământului. Dacă zici deci, comuniști, tot e greu să controleze. Dacă, uite la cum era Firefly, serialul ăla, fugi. Deci e mare, chiar e mare lumea. Dacă s-ar deschide tot spațiul. Tot spațiul. Dar deocamdată nu e. Dacă s-ar deschide tot spațiul, nu mai există vârful dealului. Asta e, aia este schimbarea de paradigmă. Deocamdată avem vârful dealului, ăsta e,
Și e bine să-l controleze ai noștri, pentru că dacă îl controlează ai lor, va trebui să facem ca ei. Tot e mai ușor, asta ziceam. Fugi, fugi. Da. Păi pământ e mai înalt, mai... Nici pe pământ, pe statul idiot. Dar în spațiu chiar că n-ai treabă. Da. Te duci pe nu știu ce stea și... Contagiunea. Drogul, drogul. Da, în următorul capitol se pune problema asta a influențelor nefaste. Există oameni care fac lucruri groaznice, așa sunt privite ca fiind lucruri nedorite într-o societate și atunci hai să-i limităm pe oamenii ăștia, să-i închidem, să nu mai fie periculoși, să reducem pericolele pentru societate. Pericolele... Pentru că ceilalți s-ar putea îmbolnăvi de aceeași obiceiuri. Da. Iar ce vorbește despre droguri. Dacă un om este dependent de droguri, spune un conservator, era Buckley? Da. El, Kirk's de clasic. Spune că va mă lipsi și pe ceilalți din jurul lui cu aceleași obiceiuri, și aceeași dependență de droguri, va fi un rău pentru societate. Așa că mai bine ca la o molimă să-l carantinăm pe respectivul, de că să-l băgăm în închisoare, de fapt. Asta vrea să zic. Nu doar pentru 40 de zile. Da. Să-l izolăm multă vreme. Și aici întrebarea mea este... Și pe viață poate fi, dacă ăla exact. Chiar e dependent, pe viață. Ai... Mă rog, stai. Argumentul lui este că mereu sunt alegerile oamenilor. Tu poți să stai lângă un om care e dependent de ceva, nu o să te molipsești. Trebuie să alegi că îți convin setul de obiceiuri. Ăsta fiind argumentul lui Friedman împotriva lui Buckley, care da. folosea o analogie. Și Friedman spune, e o analogie greșită, că drogurile nu sunt prin contagiune, poate fi prin agresiune. Da, poate să bage cineva droguri în băutură sau ceva fără ca tu să știi. Da, okay. Asta este o agresiune, nu este o contagiune. Mm-hmm. La fumat. În marea majoritate. La fumat ar putea fi. Știi, cineva fumează marihuana lângă tine. Nu mi se pare tendință generală. Nu funcționează așa. Da, nu e fumat pasiv. Ceea ce unul la mână marihuana îmi dă dependență fizică și doi la mână ceea ce inhalezi tu la mâna a doua nu îți produce efectul de la prima mână. Da. Să fie sigur asta. Da, ăsta putea fi un posibil. Și chiar dacă l-am fi admis, tot nu era, vorbim de cocaină, de unde n-ai situație. Adică tendința generală e tot aia, că tu alegi deliberat. Deci nu e ca la o pandemie unde majoritatea cazurilor te infectezi fără să vrei. Și asta putea fi excepția anti-Friedman. Te poți infecta dorind să te infectezi. Dar tendința generală nu e să te infectezi fără voie. Fără acțiune fără expresă. Fără acțiune expresă. Da. E, și întrebarea este că problema asta rămâne și în zilele noastre avem atitudinea asta. Să nu fie oameni care fac sau spun lucruri așa numite periculoase. Nu? Avem acum, hai să interzicem, ba chiar să-și închidem pe oameni care au discursul urii, da? Hate speech, lucruri periculoase, nu se știe despre ce e vorba. Vai, a venit Elon Musk la Twitter, distruge... Stofa societății face lucruri periculoase. Ce Dumnezeu face? Cenzura socială e termenul. Așa, pardon. Sau indulgența sexuală. Ai putea să-i spui și pânza visurilor, pentru că tot nu există. Știi? Nu. Poți să-i spui stofa societății, țesătura socială sau pânza de visuri. Nu. Din punct de vedere materialist, te referi la același lucru. Sună drăguț. Se referă la niște chestii împărtășite, știi?
Păi da, numai că pretenția unui asemenea discurs, de obicei, este că oamenii sunt foarte influențați da, de orice altceva. Sunt exact. Niște oi care nu pot să gândească critic. Dacă am văzut undeva că doi bărbați s-au pupat, gata. Îmi vine și mie aceeași idee. Îmi vine și mie aceeași idee, da. No. Și chestia asta e o întrebare care merită pusă mereu. Există virusuri mentale, adică informaționale. Da, informaționale, ce inițial se numeau memele, nu poantele, nu imagini. Da, o meme, asta ar fi o idee care se propagă viral în societate, vrând nevrând, nu e complet evident dacă în definiția unei meme ai conștientizarea. Îi cad victime, pur și simplu. Da, sunt oameni care au auzit o idee și pică. Au căzut victime. Bine, conservatorii mei de atunci cred că folosea analogia cu asta pentru că asta devine mai digerabilă intervenția statului. Da. Dacă e o pandemie și s-a văzut recent chestia asta. Dar uite, deci Buckley spune în finalul capitolului că e pentru legalizare. Deci cât a decăzut conservatorismul în caz, nu e. Te-ai dus înainte, că nu e. Deci, ce nu e clar că e? Nu, dar aș vrea să revenim un pic la discuția asta aplicată pe droguri, nu pe idei. Voi, voi inițial ați avut pe discuție despre idei. Friedman în interiorul capitolului face analogia asta. Spune că conservatorul Buckley era foarte atașat de libertatea de idei, de schimbul de idei. În niciun caz nu ar fi trecut cu analogia lui până la capăt, așa cum o fac, nu știu cum să le spun, socialiștii de astăzi. Da? Care vor să restricționeze ce vezi pe diferite platforme, vor să restricționeze acest virus mental. Există piese de, eu știu cum să le spun, de tânguire apărute în New York Times, cum vezi, domne, cum am căzut într-o gaură a ideilor alt-right pe YouTube și algoritmul m-a îndopat cu tot felul de idei și vai de mine. Și suferit, nu? Da, dar cum el ce n-a căzut victimă? Și până la urmă, acest algoritm i-a dat și o... A doua postare intra cu gloduri, știi? Da. I-a dat și o chestie care, așa cum căzuse în găleata cu idei, l-a scos din găleata cu idei. Mă rog, eu fac referire la singure, o poveste mai vechi. Îți dă spațiu sau îți dă și psiholog? Nu, îți dă... Și psiholog, mâncare. Îți dă tot, te înconjoară numai cu idei bune și... Și îndepărtarea fizică a persoanelor care spun lucruri deranjante. Ca să revenim la povestea cu... Physically we move. Ca să revenim la povestea cu drogurile. Asta e un punct cu care putem să repetăm. Problema este că noi repetăm discuția asta și de asta poate că unii libertarieni nu mai au nici răbdare, nici interes. Deci, atunci când vii pe un grup conservator și discuți despre legalizarea drogurilor. Avem acolo sus un video atunci când am cu un extras, atunci când am discutat asta din Manifestul Libertarian, porțiunea asta din Manifestul Libertarian. Dar ziceam, atunci când arunci un asemenea video cu legalizarea drogurilor, încep toți conservatorii să se preocupe și să spună, domne, nu, cum să facem așa ceva, că e... Cum? Se strică societatea, își fac rău unii altora, trebuie să ne apărăm. Adică drogurile sunt asociate cu tot felul de violență și nu ăștia sunt după aia dependenți pe viață. Și cumva se pierde din vedere faptul că în cea mai mare parte a cazurilor de dependență e vorba de o alegere personală pe care omul o face. Poate nu o face în cunoștință de cauză.
deplină. Poate că atunci ar trebui să ai grijă că ajunge la el toată informația. A doua începe voința. La prima, cred că e alegere. Să ajungă toată informația la el ca să o facă în deplină cunoștință de cauză. Adică poate că acolo ar trebui să-l vezi. Nu să-i pui cătușe la mâini pentru că vrea să facă o alegere proastă. Nu de alta, dar cel puțin o mare parte a păturii conservatoare, da, s-a supărat atunci când guvernele au vrut să le pună cătușe la mâini pentru că ei vreau să facă o alegere proastă vis-a-vis de propriul lor corp. Să nu accepte un drog impus de guvern, de exemplu. Asta ar fi pe de o parte. Pe de altă parte, aici spune Friedman, domne, ăștia când sunt drogați, nu prea comit crime. Da, e simpatică aia, dacă e o legumă, e înainte. Înainte, for the fix, știi? Doar înainte și atunci dacă drogurile astea ar fi legale și ar costa cât o sticlă de cola sau un kil de morcovi, da? Păi, ok. Ăsta e argumentul capitolului, că dacă sunt, e ca la alcooliști. Nu vezi alcoolici, că puțin sunt. Și încă alcoolul e, fac infracțiuni e relativ scump. Adică îl taxează statul. A, păi e aceeași situație, tot din cauza... Acciză, dar există destul alcool ieftin ca să se matolească toți care au nevoie să facă treaba asta. Încă există. Atunci când nu o să mai existe sau când nu exista cum era pe vremea prohibiției din Statele Unite ale Americii, exista un crescendo de violență și atunci. Mafia n-a existat în SUA înainte de prohibiție. Cu prohibiția a venit mafia în SUA. De ce? Pentru că mafia avea crima organizată, da? Avea această apetență pentru risc. Și într-o dată s-a deschis o nouă piață foarte profitabilă. Ei nu erau obișnuiți cu riscul și au zis, păi hai să facem bani și de aici. Da? Și problema e că ai discuțiile astea și spuneam, revenind la povestea cu de ce par poate unii libertarieni plictisiți să tot aibă discuțiile astea. Că uite, în 1969 le-a avut nenea ăsta Friedman cu cine? Cu William F. Buckley. Da, tata conservatorismului american. Mă rog, nu e chiar tatăl, dar e unul dintre pilonii importanți. Da? Ești mai șmecher decât Buckley? 15 ani i-au luat, nu? Sau 25, nu, 15. În 69 au avut discuții, au avut un mic back and forth fix pe tema asta, da? Înscris tot, documentat, așa. În 1985, deci 16 ani, da? După 16 ani, Buckley a spus că da, e de acord, ar trebui legalizate drogurile, pentru că prohibiția lor produce mult mai multă violență decât... Și nu rezolvă problema. Războiul cu drogurile este unul dintre programele guvernamentale din Statele Unite, poate cea mai mare gaură neagră de bani. Da? Și fără rezultate. Care susține? Uite că nici măcar nu leftiști o artie cu marihuana și nu știu ce, dar dacă te uiți la filmele de la Hollywood, cu cine să luptă polițiștii? Pe cine prind polițiștii? Traficanții de drum. Din anii 60 până... Dar măcar leftiștii tot timpul au problema asta cu traficanții. Dar pe consumatori i-ar lăsa, știi? Adică, de când statul... Nu i-ar lăsa la cocaină, că ar fi libertarieni, știi? Nu, le place doar... E ca și la anti-war, știi? O artă așa, puțin, dar nu... Nu, iar mai nou acum unii leftiști chiar i-ar lăsa, adică se punea problema și nu la cocaină, ci la heroină. Stat, să spun, orașul, da? Deci administrația municipală a orașului San Francisco distribuie ace omleșilor. Pe vezi, acceptă doar dacă e subvenție, știi? Deci n-are tot mintea e de dată pe... Cred că sunt mulți oameni, chiar și de pe dreapta, care totuși n-ar accepta argumentul ăsta. În sensul în care ar zice, păi stai puțin, de ce să le permitem
din cauza că nu suntem în stare să învingem problema, nu le-ar plăcea argumentul ăsta. Zice, păi ce e asta? Trebuie ori să fim mai destoinici, ori să aruncăm mai mulți bani în asuntul. Deci ori prin posesiție, ori un argument etic. Da. Și atunci când, dacă sunteți niște buni conservatori și vă gândiți la chestia asta, vreau să vă gândiți în același timp și la zero COVID policy din China. Că și ei la fel sunt de părere cum nu suntem noi în stare să fim disciplinați și să rezolvăm problema. Uh-huh. Exact la chestia asta vreau să vă gândiți. Uite, mă gândeam asta când citeam. Nu sunt, pot spune despre ei că sunt inconsistenți, eu zic că nu pot spune. Ce înseamnă că ești inconsistent? Îți spui, statul e bun și rău în același timp, simultan. Și ori ei nu, ei zic, COVID, poliția anticovid sunt rele, poliția antidroguri sunt bune. Știi? El ar comite o contradicție doar dacă ar susține idealul ăsta al libertății. Domnule, libertatea trebuie să fie suveran. Păi, și atunci ar fi o contradicție. El spune că politicile COVID sunt rele tocmai pentru că încalcă idealul libertății. Da, dar nu susțin ca libertarii. Dreptul la libertate e absolut. El zice dreptul la libertate, dar la unele mai gândim. Te ia cu alte chestii, că trebuie să fii flexibil, trebuie să... Nu-și dă seama că vorbește în același fel ca postmodernul stângist. Flexibilitatea aia și... Deci, mie se pare că sunt foarte mulți oameni și de pe stânga și de pe dreapta și mai inteligenți și mai puțin, care suferă de o fel de afecțiune, să o numim, în care simt ei datori să producă soluții. Și dacă adică n-au, pe lângă că n-au încredere în piață, dar n-au nici respect pentru libertate. Adică cum ar trebui să arate o societate? Păi, hai să fie sănătoasă, liberă și... N-ar fi sănătoasă, atât să zici. Cred că argumentul conservator ăla, păi da, sănătoasă social, e unul de stabilitate. Da. Duce dracu societatea aia, știi, dacă ea sunt cu seringile alea, tot aia nu mai e societate. Da. Deci, libertatea nu e o valoare supremă. Pentru că, într-adevăr, vezi cum zonele astea, adică oamenii ăștia care sunt homeless și care își trag droguri în vene și care stau pe sub poduri și care stau în case dărăpânate sau așa, adică îi vezi, nu, copiii când îi văd pe ăștia zic, mamă, ce mișto e, asta vreau și eu. Adică viitorul societății clar încolo se îndreaptă. Nu se poate, nu se duce în altă parte decât acolo. Adică e ca o gaură neagră așa care îi atrage pe toți fără fără putere. Nu dramatizează, sunt la fel de alarmiști ca Ianelul neconservatori. Te zicea Ron Paul la un moment dat să zic, asta e un dacă capitol. Legalizăm mâine cocaina, câți dintre noastre vor consuma? Pentru că ăștia conservatori, asta e chestia asta catastrofică, s-a legalizat, gata, la primul chioșc să-mi iau. Nu e chiar așa. Deci. Plus că asta se bate cu credința lor pe partea-ilaltă, dreapta care susține armele. E același lucru. Păi, pe de o parte, înțelegi că oamenii pot să fie responsabili și să folosească lucruri periculoase, unde la arme mai ai și riscul să facă lucruri, să facă agresiuni, să facă lucruri violente, păcând aici. Și aici. Deci stai, nu. Dacă ar fi legale, nu mai ai riscul ca asta oamenii... e răspunsul libertarian, da. Poziția și chiar dacă ar fi legal, păi, da, și tot să ai o minimă. Și poate să înțeleagă că dacă, de ce fură? Păi le trebuie bani. Păi dacă sunt ieftine, mai fură? E... Da, n-au răspuns, răspuns la argumentul ăsta. Deși simt și că e ceva putere, de știi, văd că nu se întâmplă aia să omoară afroamericanii, știi, au bande și chestii, știi. Plus că de obicei bandele și crimele alea multe nu se întâmplă pentru următoarea doză. Se mai întâmplă, sunt groaznice. E de business, nu e de... Dar de fapt de multe ori sunt între găști și... Da. Nu sunt traficanții, nu se bat consumatorii, se bat... Da. Distribuitorii. Da. Producători. Sau producători. Distribuitorii, Distribuitorii. Producătorii sunt de obicei în altă producătorii parte. Producătorii e scobar. E peste... Ei stau acolo, la producție, stau liniștiți. Probabil că iau subvenție pentru... folosirea terenurilor pentru agricultură. Cine știe.
Da. E posibil. Da. E posibil. Ce așa faceți aici? Flori? Mac? Ceva? În încheierea capitolului ăstuia aș vrea să reiau ce spuneam, da? Deci discuția asta, de asta par câteodată libertarienii plictisiți de discuția asta și n-au răbdare. Discuția asta a avut-o. Poziția noastră a apărat-o unul mai deștept ca mine. Poziția voastră a apărat-o unul mai deștept ca tine. Da? Ei au discutat între ei și la un moment dat ăla mai deștept ca tine a zis da, m-am răzgândit, așa e cum spune ăla mai deștept ca mine, da? Vii cu argumente de autoritate și problema e în felul următor: lui, foarte deștept fiind, i-au luat 15 ani ca să se răzgândească, ca să vadă lumina. Deci s-a gândit, da? Acum, unui simplu monitor, acum, nu spun că poate că ăla știe adevărul absolut. Dar vină și tu cu un argument nou. Că dacă vrei să avem aceeași discuție pe care au avut-o ei, ce vrem? Deci în cel mai bun caz o să-ți ia 15 ani să te răzgândești. În cel mai bun caz. Dar crucial aici este că a avut o îndoială. Da, eu nu așteptam asta la Buckley. Mă așteptam să fie până la moarte. Dar uite că a fost receptiv. Bun. Și e viața mea. E un cântec de Bon Jovi. L-a prezis și pe ăsta. L-a prezis. Nu era doctor Alban. Și doctor Alban, da, și doctor Alban. E, uite, vezi cine. Are 90. Da. Că tot e vorba de medicină. Păi cine făcea pe Eurodisco? Stai puțin, când a cântat Bon Jovi cu doctor Alban? Nu. În fine, și capitolul ăsta este despre reglementarea mâncării. Ce și nu numai. Și nu numai. Și a, în final, și a medicamentelor. Și a medicamentelor. A, dacă zice de... Vine oarecum în continuarea capitolului precedent. E vorba de, dacă la capitolul precedent era vorba de o reglementare strictă, în sensul că îți face ilegal să bage anumite substanțe în tine și prohibiția este la nivelul tău, la nivelul consumatorului, aici prohibiția, pentru că o altă discuție, adică un alt punct în care ajunge discuția despre droguri cu conservatorii este asta, că domne, adică cei care sunt cei mai deschiși la minte spun, domne, n-aș face ilegal să consum droguri. Mm-hmm. Dar aș face ilegal să le vinzi. Mm-hmm. Și ajungem la... adică doar produci, nu? Doar ce produci. De subsistență. La Food and Drug Administration din Statele Unite, care poate să facă ilegal ceea ce se vinde. Da. Atâta vreme cât acest produs este destinat consumului uman. Cum traducea raw milk? Lapte crud. Lapte crud. Lapte, adică ai voie să-l mănânci tu. Lapte de la țâța vacii. Exact. N-ai voie să-l vinzi. Da. Cine povestește, îl zic eu, cum am aprins? Da. Ok, și problema pleacă de la faptul că laptele crud este... ilegal să fie comercializat în anumite state din Statele Unite. Ba chiar dacă acest lapte crud este certificat de un sanepid că nu are bacteriile, el tot e ilegal în anumite state. Deci inclusiv dacă în statul de vis-a-vis el se ți-l certifică o altă entitate de stat. Da? El tot este ilegal să fie vândut. Tu poți să-l mănânci, bineînțeles. Da. Da. De obicei ai două zicale. Zicalele pe lume există în toate părțile. Nu prea te învață neapărat înțelepciune, mi se pare mie, zicalele. Și zicalele sunt așa ca să-ți susțină poetic punctul de pe care vrei să-l demonstrezi. Deci ai pe de o parte
să greșim de partea grijii, să avem grijă, da? Erring on the side of caution. Da. Și pe partea ilaltă, ar putea să stai pe loc, să nu faci lucruri pe care ai putea să le încerci. Atunci ai caution kills. Și ce se întâmplă, cum e bine să alegi? Și din nou, sunt foarte mulți oameni care când îl întrebi chestia asta, mintea lui se simte datoare ca la școală, tovarășa, știu eu, și să dea un răspuns. Pe când noi nu știm cu adevărat care e soluția înțeleaptă de la caz la caz. Deci, da, poate un om o să aleagă să nu mănânce lapte crud, dar o să aleagă când are nevoie să încerce o de tratament, mă rog, da. Medicine, medicament, nou. Medicament care e la început și nu se știe ce dacă are. Nu te lasă să ai asta ideea. Nu te lasă. Și statul nu te lasă, da. Adică tu îți dai consimțământul, da, sunteți siguri de el, nu suntem siguri. E posibil să mai crească o ureche dacă nu știu. Sunt atât de bolnav încât prefer să... Ba chiar la ei încă mai ai niște portițe de ieșire în care dacă reușești să te înscrii într-un studiu, program clinic, de studiu clinic, poți să... Da, și acolo, atenție, și acolo ești la șansă, pentru că majoritatea studiilor clinice funcționează pe sistemul jumătate. Mm-hmm. Adică jumate primesc medicamentul respectiv și jumate nu îl primesc. Și tu nu poți să știi. Nu trebuie să știi în ce grup, din ce grup faci și parte, și pentru că dacă dau. Afli și nici cei care dau, că pentru că dacă afli strici studiu. Deci dacă vezi că te simți mai rău, știi că ai nenorocit studiu. Păi nu poți să știi că dacă l-ai luat. Nu, după aia. Deci să fac unora li se dă, altora nu li se dă. Și la sfârșit, da, le place bola. Și la sfârșit să vede cine o duce mai bine, cine o duce mai rău și abia și la sfârșit să vede și cine a primit. De-aia zice double blind test, ca să nu poată să facă doctorii care dau. Da. Și atenție, care este de fapt scopul chestii? E altfel, dacă nu ai aceste studii, nu te lasă această agenție să comercializezi medicamentul. Noi spunem, păi bine, e ok, trebuie să știi dacă un lucru merge sau nu, ca să-i previi pe ăștia care vând apă chioară. Le spune vânzătorii de ulei de șarpe, în traducere din engleză. Da, snake oil salesman. Și de domne, ăștia aveți că ar frauda populația că ei îți vând o tinctură și spun că tinctura asta, vai de mine, te... Cum există, de exemplu, există tot felul de chestii astăzi care pretind că tratează cancerul. Pretind, deci cum? Cu meditație, cu post, cu ascetism, cu alte chestii așa, scap de cancer. Se mănâncă cu vaccinul anticovid, nu? De ce? Ea mai bine decât... Nu, că tratamentul... Cel puțin... Era Hipocrate, cel puțin nu... Primul non-nocere, da. Exact. Da? Și, scuze, vrei să spui ceva? Da, vreau să spun și cele două, să zicem, grupări de... Cele două grupări din societatea americană care susțin și fac un lobby separat și pe poziții contrare către FDA despre cum ar fi mai bine pentru populația în general. Sunt nutriționiștii care spun, domne, ar fi bine să oamenii să mănânce lapte crud, să fie mai în contact cu natura și să o lase mai ușor cu medicamentele, pentru că așa vor obține o imunitate mai mare, vor fi mai sănătoși pe termen lung, vor scădea și costurile și mai departe și așa vom obține o pătură a populației mai sănătoasă. Pe când medicii
și cei care urmează, să zicem, sistemul tradițional de sănătate, fac un lobby diferit. Pentru că mergem pe caution, cum ai zis tu. Nu riscă nimic. În cazul în care oamenii merg prea mult prin mediul ăsta sălbatic, natural, e posibil să contracteze boala, vine, stau în case și se întâmplă cu medicamente, pentru că noi așa știm să tratăm bolile care le contractează. Fiecare cu ce-l doare, știi? Da, da. Păi și nutriționiștii ar zice de ei că sunt un risc pastilele alea. Păi da, exact. Și aia zic invers, știi? Da. Și aceste două, să zicem... El zice că așa e un point. Nu, el zice, Friedman zice 90% și din la doctori și din nutriționiști, în particular, deci să zicem, dacă e 90% din nutriționiști sau 90% din medici, o dau în bară, o... vorbesc prostii. Nu, nu, da, nu prea un nimeni restul. Mă, da. E o metaforă aia mea de grapă, nu știu. Ar fi cam mult, 90%. Nu. Nu mă gândește-te în pandemie, nu mă gândește în pandemie cu despre corul medicilor de la noi. Nu. Da, eu zic și în afara pandemiei. Dacă te duci cu copilul la 7 medici, ce povești auzi de la fiecare și niciunul, deci până nu îi consulți pe toți și deci și documente și tu pe internet. Și mai rău te încurcă. Da, mai rău te încurcă. Și faci o sinteză, nu? Le dai pe toate. Ori nu-i dai nici o pastilă, ori le dai pe toate. Oricum, pregătirea corpului, asta, corpului medicilor din România e, din punctul meu de vedere, acum. Deci am experimentat eu. E la pământ. Nu toată lumea se duce la, să zicem, top 1%, da? Te duci, ești în Pitești, ești undeva... Adică, ce ți se pare că fac greșeli, cum să le numim, sincere, adică nu pot nu, mai așa. Mult? Da, da, da. Sau se încăpățânează să nu caute adevărul și doar să-și impună... Nu, răspunsul... Ceva confort, așa am învățat, asta știu, nu mai studiez dacă a apărut pastile noi sau dacă a apărut metode noi de prevenire sau nu ce. Asta știu, asta zic în continuare... Răspunsul zace în trei lucruri. Prima este motivația umană. Da? Care este motivația medicului? Din păcate, în România, atâta vreme cât tu nu plătești direct medicul, șpagă! Așa, motivația lui este să treacă la următorul pacient, să te scoată din fața lui. Da? Dacă ați întâlnit vreodată, deși îmi pare rău pentru voi dacă ați avut ocazia, dacă ați încercat să prindeți un medic pe holurile unui spital, să-i explicați o problemă pe care o aveți, știți exact la ce mă refer. Da? Motivația lui este să nu te aibă în față. Punct. Da, doi. Al doilea lucru. Scuză-mă. Revin. Dar să apuc să răspund pe astea trei. Al doilea lucru este least effort pentru rezultatul respectiv. Deci, dacă el poate să te scoată din fața lui, rezultatul dorit, să te scoată din fața lui, cu un minim de efort, o să o facă, că așa funcționează. Și trei, învățământul medical. Deci, cine produce medicii din România? Universitatea de stat. Da? Da. De asta avem această calitate proastă. Dar nu, vreau doar o mică paranteză. Deci nu trebuie neapărat să-l prinzi pe hol și să-i explici o problemă. Iar dacă stai la birou, deci în cabinetul lui și vrei să-i explici ceva, de ce îți spui tu mie? Eu am învățat lucrul ăsta, nu trebuie să vii tu să-mi explici mie problemele tale. Ești specialist în domeniul cumva? Nu, dar stai că pe mine mă doare să-ți explic cum mă doare. Îți spun eu cum se pare. Deci, îți spun eu la ce te-ai gândit. Întrebarea este, după câtă vreme, să zicem că tu ești un suferind de o boală cronică, da? După câtă vreme, asta apropo de întrebare, după câtă vreme ajungi tu specialist în boala ta cu care trăiești zi de zi, în forma particulară a bolii tale, față de un medic care ți-a acordat, care într-adevăr a dus, a studiat, este specialist, bine, în marea majoritate a cazurilor acest specialist sunt de fapt medici generaliști,
nu sunt specializați în nimic, dar lăsăm asta la o parte. Se pricepe în general. Da, exact, cum spunea Humor. Ei sunt medici în general, așa. Dar hai să zicem că ai ajuns la un specialist și specialistul ăla, nu știu, e specialist, nu e numai pe boala ta, e specialist în vreo boala ta și alte 5-6 înrudite. Când o să se priceapă ăla mai bine la mai bine decât tine la boala ta? El iară se pricepe la boala aia în general, dar dacă nu te ascultă, dacă nu ți află simptomele, dacă nu ți ia un istoric, că nu... Plus că contează foarte mult motivația lui. Motivația lui rămâne, din păcate, întotdeauna în țara asta, atâta vreme cât o să refuzăm să plătim medicii direct, să nu te aibă în față. Dar o diferență între nutriționiști sau oameni care se ocupă cu sănătatea, să zicem, din punct de vedere mai altern, mai neortodox, să zicem. Da, da, metode. Și medicii care sunt în spitale sau în policlinici, mai este și așa. Medicii de obicei, când ești în fază terminală, atunci zic, da, domne, ai artroză sau ai o boală. Dacă de-abia începe să te doară, ei nu pot să detecteze. Domne, vin la mine cu chestia asta. Eu am pacienți care sunt bolnavi serioși, vin la mine. Nu, dar vrei să ajung și eu în stadionul ăla? Tu mai ai acum. Eu aș vrea să n-ajung acolo. Aș vrea să ajung. Ok, mă doare puțin, dar trebuie să-mi dai un sfat să nu ajung în situația în care vrei tu să pe aia să mă tratezi. Și de obicei trebuie să te duci spre alte discipline alternative care te iau mai din... La ei și cu banii jos, uite, pe linia lui Valin. Ea cu uleiuri esențiale... Da. E cu banii jos și puțin. Da, dar și acolo există, și acolo există. Acolo sunt 90%, sunt și acolo șarlatani. Nu te gândi că... Și acolo e cu reputație. Poate acolo e cu reputație. Cel puțin ea psihologic. Ăsta de să mai și răstăște la tine, știi? Te simți ca ultimul animal, știi? Ăla cu răsențial. Și ia ăsta că te faci bine. Cu energiile universale. Doamne ajută. Și nu se știe unde se termină mâna mea. Și acolo există, că argumentul ăsta cu banii jos nu trăiește... nu trăiește în eter. Că ai putea spune, păi uite, la ăștia te duci cu banii jos și 90% sunt șarlatani. Da, dar care le este concurența? Da? Că ei sunt un sistem de medicină alternativă. Păi concurența lor e medicina ortodoxă de stat. Da? Deci concurența lor este statul. E foarte ușor. Tocmai de asta sunt așa de mulți șarlatani acolo. Chiar dacă ai banii jos. Că e foarte ușor să concurezi statul. Că statul oricum îți dă țeapă. Ah, dacă era mai bun, aveai mai puțin research. Păi da. Da. Da, corect. Ah, ok. Bine, să nu dăm impresia că exact. Mergem pe ghicitorie. Nu? Da, da, da. Trebuie să le luăm acolo. Ideea era că stimulantele contează, știi? Stimulantele contează și uneori chiar și alea științifice. Uite, inclusiv Friedman zice, bă, au și ăștia un point nutriționistic, nu știu ce, uite, citiți, nu știu ce, fact and fallacy, nu știu. Nu, și aici ai exemplul ăla în care se spunea că grăsimea nu e bună. După care, acum, asta e că de fapt era bun. După aia dacă ai exemplu așa, nu? Da. Nu, nici să cazi în extrema la altă spăcină. La fumat s-a schimbat sau a rămas? La fumat era un plus să nu te îmbolnăvești de COVID. Să știi că la fumat s-a schimbat înainte să ajungem noi pe scenă, da? Anii 50 doctorii recomandau fumat. Da. Nu știu asta. A, deci a fost variația. Da. După aia ai o fel de exemple din istorie deja în care niște părinți chiar au vrut să-și salveze copilul și au găsit o soluție pe care medicina nu o găsise încă. E un film, Uleiul, nu știu care, mă rog, da. Iisus din Nazaret. Nu. Acolo se anii 80 tot cu FDA-ul se luptau și aia, că dom'le, uite, ăsta este medicamentul, salvează vieți. Și după aia, parcă le-aș lua apărarea totuși unor specialiști care chiar sunt specialiști și chiar fac treabă bună. Și aici te lovești de după ce treci de tot ce s-a spus până acum, mai ai și o problemă din asta un pic de caracter. Adică unii chiar caută adevărul, chiar vor despite, să... Despite of, not because of. Ca și la filozofie. Găsești doi, trei tipi tare acolo. Da, știi care e problema? Parafa statului
aprobarea și autorizarea că, domne, e ok, e și pe ăla bunul, da, și pe ăla care... Asta e și te păcălește. Da, și pagă, e egalitate. E egalitate. Șanse. Da? Și de rezultat. În societatea noastră ai sistem de reputație. Recomandă-mi un doctor bun. Da, informală, știi? Da. Oamenii s-au adunat. Păi ia să ne pune... Dă-mi, dai telefoane. Nu au chestii de astea de evaluare, note sau... Cine așa de stat? Nu e vreo bază de date, să zici? Nu, nu, nu. Te duci pe internet și te uiți pe review-uri, pe nu știu ce, dar... A, așa de stat. Poate le țin pentru ei, dar public nu există. Nu, e pe sistem de networking, nu nici măcar pe internet. Ei. Știu ei, știi din spital. Cum cheamă. Adică, ok. Există doctor bun sau ceva de genul ăsta și află. Păi nu, cunoaște dispersată, ea din spital știu cine e bun de fapt. Da, da, da. Deci și asta e să nu se înțeleagă că noi suntem completa. Nu, nu, nu. Există doctori buni, sunt foarte rari, sunt mai rari ca aur. Dar există. Și au și valoare în aur. Bine, pointul Friedman în capitolul ăsta e că și precauția asta poate să ucidă. Deci dacă tu oprești, el face și un calcul la nu știu medicamente. Dacă la blochezi, beta blockers, deci niște mor, fost, nu știu câți. Au fost niște medicamente pentru inimă care erau erau legale în Europa, în restul lumii și erau încă interzise pentru că sfântul FDA, Food and Drug Administration, nu le-a validat pentru consum în America decât în 1981 și el face în 81 sau când? La un moment dat la începutul anilor 80 ori la sfârșitul anilor 70. Ultima, dar comparat la statistic. Ideea e că a comparat statistic de când se chinuiau producătorii acestui drog să îl pună pe să-l pună în mâinile bolnavilor și cât a durat procesul de acreditare de la FDA, cât îmbunătățea șansa de supraviețuire. Deci ce înseamnă? Să te ajută să nu faci infart. Și pentru oamenii cu anumită problemă cardiacă îi trecea de la... Deci diferența era de vreo 5% anual din suferinți. 5% erau salvați doar dacă luau, adică în baza doar a acestui medicament. Da? Și 5% erau niște zeci de mii de oameni. Sunt niște, da. Prosut. Nu. Vorbim de milioane de oameni adunați pe an. Da, de la un an la altul. În 10 ani, ba da. 100 de mii. Păi nu. 100 de mii pe an? Nu, nu, pe tot. Pe tot? Pe tot. Nu. Așa. Oricum e mult, știi ce mi-e? Da. Bine. Ideea e că nu poți juca curat complet, asta zice el. Că zici, ok, mă păzesc de riscuri și nu dau drumul la medicament. Păi da, moră ea dacă. Da. A, și mai nu știu dacă se referă la ei sau circul, da, altfel, la penicilină dacă, sau... Că da, dacă ar fi fost să aplicăm același lucru, da, milioane, spune, ar fi murit dacă ar fi avut FDA-ul aceeași procedură pentru aprobarea penicilinei. Cum o are astăzi pentru un vaccin pentru ceva, nu mai știu care, prin anii 50 și nu știu dacă l-a aprobat FDA-ul sau nu, dar care a făcut victime. Păi asta este că l-a aprobat. Da, nu e vorba de vaccin, ci e vorba de a fost un produs, mă întorc imediat, avea dreptate, 100.000 de oameni am găsit unde spunea. Așa, este vorba de un produs care se numește Talido sau se numea Talidomidă, care se dădea, nu știu, pentru ceva să te ajute să te lași de fumat. Avea o chestie foarte non-specifică, adică nu era... Și problema este că a fost recomandat inclusiv femeilor însărcinate și crea malformații congenitale. Și exact la asta se referă și el aici, atunci când spune că un copil care suferă de pe urma malformațiilor congenitale, de pe urma acestui caz care a fost publicizat foarte mare, foarte puternic, este foarte vizibil. Pe când cei 5% de oameni care mor dispersat așa pe de-a cursul unui an, ăștia sunt invizibili.
E aceeași, e statistică, e aceeași idee între o poveste și niște statistici. Nu o să aducem acum aminte de atacurile cu gaz al lui Assad sau ceva de... Nu. Dar ideea e o poveste, poate fi politicizată și... Și a spune că punctul principal al capitolului este ce zicea și Alex la început. Ai o balanță, nu? Între două politici. Să fii precaut. Mai precaut, să fii prea precaut? Nu, să fii mai precaut decât, nu știu, decât se cere. Da? Să fii mai precaut decât se cere. Și faptul că precauția excesivă omoară oameni sau distruge vieți sau orice, pierzi oportunități, hai să le spunem, da? Ca să abstractizăm ideea. Deci precauția are, poate să aibă o valoare bună atunci când te apără de ploaie, da? Ești precaut, ți-ai luat umbrela, te-ai dus cu tine, ai luat-o cu tine și nu te-ai udat, sau ești precaut, nu vrei să pleci de acasă că afară plouă și explodează o conductă de gaze și se aruncă casa în aer și te-a terminat. Adică ca să scoatem din ideea asta. Și întrebarea se pune, cine este cel mai în măsură să ia aceste decizii? Arată. Individul. Exact. You're not helping. În pandemie, mai ușor din afară. În pandemie a fost Arafat. Da? Suntem mulțumiți? Aș înclina să cred că nu. Nu, aș înclina să cred că nici ăia care vroiau mai mult. Nu știu dacă e cineva satisfăcut cu... Da, chiar. Cu felul în care a lucrat statul această pandemie. Dar problema rămâne, da? Și se pune la orice, am spus, chiar și la plecatul de acasă când plouă. Cine e mai în măsură să ia această decizie? Fiecare dintre noi. Exact. Fiecare dintre noi. Fiecare poate să judece. De asta mă miră mereu. Deci noi nu propunem să impunem cuiva lucruri. Noi nu propunem un sistem care trebuie verificat, trebuie să aducem noi dovezi cum o să funcționeze. Noi propunem un set de idei care permit oamenilor, unora care vor mai mult, să păzească mai mult și altora care vor să păzească mai puțin, să păzească mai puțin. Ce e problematic este când una dintre părți vrea să impună celelalte. Nu te proteja sau oilalți să zică puneți-vă 7 protecții. Pentru că a fost și invers, cred. Nu știu, când de Sandy s-a interzis masca, nu? A fost și în sensul invers. Nu, de interzis cu adevărat, n-ai interzis. Cred că a fost. Nu mai aveai voie tu ca supermarket sau nu știu ce să... Să impui. De cer masca. Și tu zici că a obligat un privat să... Eu așa o văd. Ok, da, acolo e în fond e aceeași problemă. Este ingerința statului într-un spațiu privat în numele faptului că e frecventat de public. Auzi? Nu era privat, chiar public. Dar stai puțin. Nu e clar dacă asta anecdotic aici punctual, nu e clar dacă nu cumva el la nivel de stat s-a opus unei reglementări federale. Pentru că dacă chiar era liber magazinul ăla și zicea totuși eu vreau să nu, le cer oamenilor mască. Nu mi se pare că el așa o gândea, că n-ai voie să... Mă rog, știi când ești în domeniul politic și trebuie să dai un discurs simplificat? Habar n-am ce a zis. Și da, e foarte plauzibil să fii făcut ce zici tu. Nu știu, așa am reținut. Nu, ce vrea să spună Alex este că e ideea asta. Dacă la nivel federal se trăgea sau cel puțin știu politic vorbind, se trăgea spre mask mandates, poate să se fi întâmplat la nivel de stat ce s-a întâmplat, ce povestea acum, cum s-a legalizat marihuana în Colorado. Statul a spus, păi noi nu facem chestia asta. Și statul în sine
poate că a vrut să forțeze mâna guvernului federal, ceea ce rămâne în continuare o ingerință a statului în spațiu privat atunci când spune că negocieze stat, dar eu ce vreau să spun este da, că ei ar fi plusat tocmai pentru a rupe posibilitatea ca să fie impus un federal mask mandate. Asta e o crimă dacă interzici un medicament? Nu are cineva? Este. Din păcate nu. Păi stai. Ar fi drept să fie o crimă. A, tu vorbești de acum. Deci dacă oprește, la știi că sau moare fără... E o formă de răpire. Penicilină. E o formă, dacă interzici unui om să fie liber, deci asta e o formă de răpire. Exact, asta e. Ce înseamnă? Cum îl interzici? Cum îi interzici cu adevărat? E o agresiune. Interzici statul să produci. Păi ok, deci dacă discutăm, dacă discutăm agresiune, de stat... Sau și agresiune. Privat, sau și în privat, na. Păi asta spun, în privat nu poate să se interzică decât dacă intră peste tine, dacă te răpește. Un privat n-are cum să-ți interzică ceva decât dacă te răpește. Mafiotă care domină o stradă, mă rog, nu mi se pare asta. Păi ok, deci avem o agresiune acolo. Nu că nu e stat, că e mai mult. Deci avem o agresiune acolo care echivalează cu răpire, extorsiune. Costel, dar și în stat ai mai multe grupuri de interese. Ai zice că e crimă? Păi dacă în... Rezultatul e moartea. Dacă rezultatul la final este moartea, ai... Înseamnă cu fomentarea sau... Mai discutăm. În procedura legală actuală, dacă ești implicat într-o contravenție sau activitate penală care la final cauzează moartea, vei fi? Da, adică și asta. Ți se va pune și aia în cârcă. Da, eu ce e din culpă. Da. Trebuia să ai grijă. Dar de ce să ierce din culpă? E vina sună ta. Neintuitiv, da? Da, sună neintuitiv. Din cauza că e din vina ta, din culpă. Ei erai în culpă că ai făcut ceva. Pentru că ai omor din culpă și omor calificat. Omorul calificat e atunci când bagi cuțitul în el, cu intenția să-l omori, da. Premeditare. Deci n-ai culpă și la rău. Ai culpă. Dar aici doar. Omorul deci a rezultat, omor cu o culpă mai mare omorul, și culpă. Omorul a rezultat din altă culpă. Tu n-ai vrut să-l omori direct. Doar ai dat de mâncă, tu doar l-ai răpit. Tu ai interzis penicila și ăla moare. Sau ar fi crimă. Sau poate fi aici mai simplu. Poate fi răpești un diabetic. El are nevoie de insulină. Și tu nu știi. Și ăla intră în șoc. Și după aia nu mai ai cum să te mai înțelegi deci cu el, nici nu știi de ce are și îți moare mâine acolo. Deci ne-am omor direct. Asta fi diferența. Da, ne-am omor direct, e indirect al nostru. Tot timp și eu dăm pasta cu diabetic, cred că e mai ușor, se întâmplă repede, nu trebuie să-și bată lumea deci capul. L-am setat, l-am culpă. Fometat, la și nici așa nu știe. Așa e juridic. Da. Culpă din altă culpă? Sau ce da, păi e... Tu l-ai răpit. Aia e culpa. Altă vină. Da, aia e vină. Ăla e actul pe care... Dar ce e nu știu. Mi se pare că vinovăția merge, înseamnă culpă, deci nu e... Nu ești din culpă atunci când ești mai puțin vinovat sau nu? Sună un pic. Ok. Vă mulțumim că ați stat alături de noi. Vă urăm un an 2023 mai bun decât precedentul, dacă se poate. Dacă îl vreți. Și mai liber. Dacă îl vreți, mai bun. Mai liber întotdeauna, dacă se poate. Da? Și, da, pentru Costel Stăvărache, Gabi Munteanu, Alex Chiriac, eu am fost Valentin Berceanu, noi am fost în Dodi, vă mulțumim pentru atenție, vă urăm libertate că e mai bună decât toate și ne vedem la anul. Salutări fericite!